Dreaptă spre minge, trage și când dă Vlad, reușește să respingă. Da, bă, bine, bă, atât ești nebun, bine, Vlad, bravo, bă! Muica, ești nebun? Ne trecu prazul pe la ureche, uite așa, puai, 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 puai. Noroc cu Vlad, bravo Vlad, apără Vlad. A scos penalti, a scos un punct, ne-am păstrat diferența de 7 puncte. Acum să vedem, acest egal a fost pentru CFR, va câștiga mâine, așa cum este normal să o facă. Însă, oricum, etapa următoare, CFR-ul se va întâlni cu Craiova, iar noi la Sepsi. Așa că vedem ce va fi, vedem cum vom intra în play-off, cu câte puncte diferență, sau poate fără niciun punct diferență, cine știe. Nici nu contează. Important este la finalul play-off-ului să fim pe primul loc. Se știe. Bam, bam! În legătură cu meciul din seara asta. Slab am jucat, slab. Cred că s-a văzut că am avut foarte mulți jucători la loturile naționale și au venit obosiți. Că așa mi s-au părut, iar jucătorii olteni au fost mai proaspeți și în plus și-au dorit mai mult victoria, ca să zic așa, parcă așa s-a văzut, nu? Eu așa zic. Voi ce ziceți? Voi cum ați văzut meciul? Apropo, eu nu am văzut prea bine meciul, eu fiind în Anglia îl văd și eu cum pot pe Facebook, dar la greu au închis transmisiile. Și așa, printre ele, ce am reușit să văd când mai dădea câte unul, câte ceva. Dar din ce am văzut, Craiova a fost pe noi. Noi am avut mai noroc cu Vlad, că ne-a scos. Am avut mai noroc că i-am ratat la greu. Și în final asta e, 0-0, bun pentru noi și probabil bun pentru CFR. Important este că nu am luat bătaie, se știe. În continuare vreau să remarc scăderea de formă a lui Octavian Popescu. Nu mai face nimic. Moruțan, exact ca și la echipa națională, nu a făcut nimic nici în meciul ăsta, nu mi-a plăcut și practic nu mi-a plăcut de nimeni de la noi, că nu, n-am jucat, în afară de Vlad, bineînțeles, Vlad a fost super, ca de obicei, dar restul n-au prea mișcat și nici rezervele, nimic, vânăi, strate, nimic, nu mi-a plăcut, trebuie uitat acest joc. Trebuie să ne revenim, trebuie să câștigăm ultima etapă din sezonul regulat și apoi să atacăm play-off-ul cu tot ce avem mai bun. Pe ei, până la victoria finală. Atât! Eu am fost Adi, aici te afli după meci, locul unde discutăm fazele, golurile, jucătorii și arbitrajul, adică tot ce ține de un meci se știe. Dacă îți plac reacțiile mele, nu uita să lași un like, ca să știu și eu. Dacă nu te-ai abonat încă, abonează-te ca să fii la curent cu următoarele reacții. Dacă nu ai ce face, uite-te și la alte reacții, iar dacă nu, îți mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pam, pam, mua!